Bine v-am găsit, dragii mei prieteni și telespectatori, la Actualitatea Hunedoreană în această zi, cu puțin timp înaintea Sărbătorii Naționale a României. Astăzi, colegul de platou este un coleg la propriu și un prieten al nostru, Dorin Petrescu, istoric, mai exact doctor în istorie și un bun cunoscător al naturii umane. Bine ai venit, stimate coleg! Mulțumesc frumos pentru invitație, la mulți ani România, la mulți ani stimați telespectatori. Dragii mei, astăzi domnul Dorin Petrescu ne va spune despre idealul de unitate națională ca paradigmă. Foarte, foarte interesant. Eu aș cere îngăduință telespectatorilor noștri, dar și dumitale, să încercăm o incursiune, așa cum aș să zicem, cum aș expune la studenți într-o propunere de crochiu de seminar. Pentru că trebuie să vizăm câteva aspecte. Se vorbește despre idealul unității naționale. Împlinit, magistral și fericit la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Recunoscut în conferința de pace de la Paris. Dar ar trebui să urmărim puțin și devenirea aceasta la nivelul mentalului colectiv și a conștiinței românești. Aș începe cu un citat al lui Lucian Blaga, poet, filosof al culturii. El spunea, există două realități a căror imensă, zdrobitoare greutate nu o simțim, dar fără de care nu putem trăi. Aerul și istoria. 1 decembrie 1918 face parte din istorie, din istoria mare a acestui neam, pentru că după unirea cea mică, de la 1859, când de facto apărea pe harta Europei un nou stat România, după obținerea independenței la 1877-78, când nu mai eram atârnați sub raport politic și militar de un imperiu otoman, 1918 a fost o încununare a unei deveniri istorice. Din păcate, acea Românie mare nu a supraviețuit mult. A supraviețuit până imediat după pactul Ribbentrop-Molotov. Mergând în timpul istoric, ar trebui să vedem că noi românii, ca să ajungem la acest act politic de la 1 decembrie 1918, în primul rând ne-am coagulat ca neam. Și pe orice parte a planetei acesteia, dacă doriți să priviți și să privim în general, există un anumit tip de coeziune identitare. Un neam, în primul rând, are o identitate și o conștiință, o proiecție a conștiinței de sine. Ori coeziunile identitare se, la noi, la români, s-au rezemat pe câțiva piloni importanți. În primul rând vorbeam despre neam, neamul românesc. Popor sau țară, adică în același timp popor și țară. După aceea, pe un alt palier istoric, națiunea bisericească, și o să vedeți în ce a constat asta, înainte de apariția discursului politic rezemat pe ideea de națiune, după aceea națiunea politică și după aceea stat național unitar român. Iată niște trepte istorice. Când apare prima dată acest stat național unitar român? După cum am amintit, pentru prima dată un stat numit România apare după unirea de la 1859. Când și atunci, printr-o coincidență fericită, dar lucrată în culisele politice, Alexandru Ioan Cuza a fost ales deopotrivă domnitor în cele două principate care urmau să se unească. Revenind la neam, și dacă vom încerca să facem o introspecție în timpul istoric, vom observa că această conștiință de neam românesc se cadrează, dacă vreți, undeva într-un timp foarte îndepărtat. Spre pildă, atât strămoșii noștri getodaci, cât și romanii, aveau un respect deosebit față de înaintașii comuni. Mai mult, spre pildă latinii, din care coborâm și noi într-o anumită proporție, că nu suntem numai romani-daci, suntem un conglomerat, o sinteză a tuturor popoarelor care au trecut pe aici, s-au stabilit sau nu s-au stabilit. Vrem, nu vrem. Dacă am analizat ADN-ul și genomul, vom vedea că suntem un produs și un sincretism al multor civilizații și culturi, ceea ce este benefic. Spre pildă, latinii aveau un cult pentru acești înaintași. Ei numeau, spre pildă, pater familias pe capul de familie. Sau mos maiorem, un ilustru înaintaș, un strămoș care face cinste unei ginte sau unei grupări sociale.
Românii erau cunoscuți ca fiind foarte respectoși cu strămoșii. Da, bineînțeles. Erau chiar anumite temple în casă, anumite locuri unde se omagea acest lucru. Cultul strămoșilor este mult mai adânc decât creștinarea noastră. Da, este cumva precreștin și se originează, așa cum a spus, la romani. După aceea, iarăși, conștiința de neam vine și dintr-o comunitate etnico-lingvistică, adică o limbă comună pe care o vorbim. Vom observa că românitatea est-europeană, mă referim și nord-dunăreană pe arcul carpatic, dar și românii de pretutindeni, până în Balcan, până în Dalmația, până în Iliria, nu au diferențe semnificative de grai, cum este la alte popoare, de exemplu italieni în cizma italică, pe diverse fostele principate sau ducate. Sunt cazuri când nu se înțeleg între ei, că vorbesc anumite aspecte lingvistice diferite. Limba a creat o coeziune etnică și această omogenitate a limbii vorbite, omogenitate relativă, pentru că au existat graiuri. Vedem, un oltean are o specificitate, un ardelean, un maramureșan are altă specificitate, moldovenii au un alt aspect de regionalisme, dar s-au putut înțelege. Și atunci au putut să spună despre sine că suntem români. Nu comentăm celălalt aspect al condiției sociale când, spre pildă, în afara arcului carpatic, român însemna echivalentul țăranului dependent de moșie. Nu despre asta. Da, nu despre asta vorbim. Românizarea română. Străinii ne-au numit din slavă valahi sau voloi, dar noi despre noi am spus că suntem români. Și apare această expresie sau acest cuvânt de român, apare târziu, în timpul reformei protestante, în acea palie de la orăștie. Ia cătă foarte aproape. Apare pentru prima dată tipărită noțiunea de român. Ceea ce arată că și ceilalți de aici din Transilvania ne priveau pe noi prin filtrul unei coeziuni etnico-lingvistice. Acum, ne vedeau ca un neam. Da, cum putem noi să vorbim despre un popor român în istorie? În primul rând, prin autodiferențierea proprie. Noi, într-o alteritate, într-un conglomerat etnic și cultural, cum a fost Transilvania, noi ne desemnăm pe noi prin autodiferențiere de celălalt. Și aici vine, bineînțeles, o autodiferențiere, așa cum am spus, bazată pe anumite aspecte identitare. Comunitatea de neam, de coborâre, da? Descendență, de limbă față de ceilalți alogeni. După aceea a contat foarte mult la neam matricea geografică în care noi ne-am dezvoltat. Până la urmă, pentru că o definiție a patriei este și aceea de regiune, țară unde te-ai născut, țară strămoșească, teritoriu geografic locuit de un popor, pământul strămoșesc. Ia că matricea geografică, faptul că noi am fost sedentari, chiar dacă am avut o componentă migratorie, să zicem, sezonieră, transumanța, de la munte în Dobrogea și invers, aceea n-a fost o mișcare de populație care să dezrădăcineze. Plecau ciobanii cu turmele, însă căminul și familia rămâneau acolo. Constant. Exact. Acolo în munți. Vedeți că din perspectiva asta a matricii geografice, dacă ne-am gândit la o țară a românilor, ne putem gândi la mai multe cercuri concentrice ca perimetru geografic. Dacă ne-am gândit la românitate în general, la românitatea europeană, atunci ar trebui să mergem până, să zicem, în antichitate și să vedem extinderea și extensia tracilor. Tracilor care mergeau până către, în jos, către Macedonia și care erau și tracii sud-dunăreni și tracii nord-dunăreni, pentru că getodacii erau o stirpe a tracilor. Dacă ne focalizăm pe trama romanizării și etnogenezei, venim la bătrâna Dacie, deci nordul Dunării sau, mai bine zis, interiorul arcului carpatic, dacă ne vom gândi focalizat asupra fostei provincii Dacia romană. Iată, carpații, până la urmă, n-au despărțit. Au despărțit relativ, ca o barieră geografică, dar au și unit prin faptul că a existat această transumanță, mișcarea, comerțul, negoțul avea loc pe printrecătorile create de cursuri majore de apă și
Totodată au existat acele întâlniri între comunitățile riverane, vecine, pe plaiuri, acele nedei, care aduceau și din sud, de către Gorj, să zicem. Atunci se amestecau populațiile și se cunoșteau. Ce vreau să întreb, mai există în Europa o țară care să fie așa de divizată administrativ și totuși să aibă un fond comun de limbă și de obiceiuri? Nu. Nu, eu cu mâna pe inimă afirm. Mai ales că suntem conjurați de o populație slavonă. Asta e cel mai interesant. Suntem, cum spunea cineva, o insulă latină, exact, în ghilimele de rigoare, într-un ocean de alte neamuri. Dacă vom analiza toate argumentele și toate realitățile etnico-lingvistice și istorice, vom observa, într-adevăr, că românii sunt un miracol. Problema latinității sau afinității limbii latine cu limba tracilor sau așa. Acesta este o chestiune de polemică dusă, să zicem, în sectorul filologic și al lingvisticii. Dar undeva în trecutul nostru foarte îndepărtat a existat un fond nativ etnico-lingvistic foarte pronunțat. Faptul că noi nu am fost migratori, faptul că am avut probabil o spiritualitate precreștină mai pronunțată ca semnificații decât cei care au venit peste noi. Atunci când s-a produs sincretismul, iată că nu am fost, să luăm din evul mediu încoace. Limba română și-a păstrat fondul de bază lexical și-a mai împrumutat neologisme sau etnonime din limba ungară, da, din slavă, înainte, prin secolele 7, să zicem, și din alte, germană, din alte limbi. Dar fondul de bază a rămas, știți? Și asta, într-adevăr, extinsia geografică a românilor, a românilor, celor care sunt a vlahilor, începând din granița cu Piemontul, din Dalmația, din Iliria, până în Balcani, la confluență cu grecii, până în munții Balcani sau până încolo, către Polonia, în zona Zacopane. E, toate astea ne arată că așezarea geografică a strămoșilor noștri a fost deosebit de amplă, doar că interesele geopolitice ale vremii și puterea militară a celor care au venit și s-au impus i-au adus într-o subsidiaritate de politică alta decât putirința politică și militară a românilor să se organizeze ca un stat în evul mediu. Că până la urmă despre asta este vorba. Nu? În afară de matricea geografică și de limbă, ar trebui să ai o coeziune politico-militară, să te organizezi, să te ierarhizezi. Am avut noi așa ceva de-a lungul istoriei? Știți că este problema aceasta destul de controversată și astăzi a făuririi statelor medievale românești. Da. Și vom vedea că s-a dezvoltat înainte de penetrarea asta un subiect destul de disputat în polemicile istoriografiei și ungară și românească, pătrunderea ungurilor în interiorul arcului, în bazinul intracarpatic. Până la acest aspect, secole 11, să zicem, pe baza mărturilor arheologice, clar, până la acest aspect au existat organizări ale obștii, după modelul vechi, o repliere în trama rurală, conduse de acei cnezi și coordonată din punctul de vedere a unui drept românesc, ius valahicum, de juzi, de un consilium rural, al bătrânilor, al oamenilor cu relevanță. Exact. Au existat cnezatele astea, de exemplu, trama țărilor. Aveam o țară a Hațegului, o țară a Bârsei, o țară a Loviștei, o țară a Oltului, o țară a Oașului. Aceste țări, în zonele de presionare, un ținut al pădurenilor. Deci au fost organizări mici relative. Apar acești voievozi menționați de cronicile maghiare, da? Gelu, Menumorud, Glad, apar pe niște teritorii puțin mai mari, cum am vorbit acum, să zicem, despre Crișana, despre Banat, despre Ardeal. Zone, da, geografice. Așa. Da, ei au reușit probabil să se impună politic peste mai multe mici cnezate de vale sau de zonă de presionare. De fapt, începuturile medievalității românești, cam astea au fost. Și de obicei cnezatele și optile erau coagulate în jurul bisericii.
în jurul obștii bisericești. Noi, datorită faptului că am fost aici la o dată la o confluență a mișcării popoarelor migratoare, a migratorilor. După aceea, faptul că am fost la o confluență de interese geopolitice, ia că ungurii vin, își fac o regalitate finală, se cristalizează până la urmă pe o regalitate de regat apostolic, da? Romano-catolic. Vin leșii, polonezii, mai vin și rușii când încep și ăștia să se pună pe o bază solidă. Înainte erau bizantinii, mai vin și bulgarii că odată își fac incursiuni. Deci tot timpul fiind într-o zonă dintre asta de insecuritate politică și noi trebuind ca și comandament major să ne salvăm ființa noastră de neam, nu am avut răgazul și nici condițiile prielnice să ne coagulăm într-un stat politic cu un conducător de sine stătător, decât foarte târziu. Și dacă vom observa, și aici apar trei țări, odată cumva separate de această coloană a Carpaților vertebrală. Mai mult, vedeți din Transilvania, cele două țări capătă lider politic și organizare politică prin descălecate. De unde? Tot din Ardeal, nu? Dragoș Bogdan, exact, în Moldova, da? Radu Negru Vodă din tot din Transilvania trece în viitoarea țară românească, în viitoarea Valahie. Și cele două noi entități de tip medieval devin cumva clientelar vasale regatului apostolic. Deci, până la urmă, noi am avut o credință de tip bizantin. Am avut o încreștinare de factură latină înainte de Marea Schismă. A pătruns limba slavă datorită monopolului slavilor când ei au venit și au cucerit spații întinse din estul Europei și ne-am păstrat limba de cult slavă până târziu, la emancipare, prin secolul XVIII. Exact. Dar constituirea medievalității, statelor medievale românești din afara Arcului Carpatic, ia câtă vine printr-un exercițiu de autoritate și de extindere a intereselor politice ale cui? Ale Occidentului medieval, prin acest regat maghiar, vrem, nu vrem. Aș vrea să subliniez un lucru. Deși foarte bine ai subliniat faptul că s-a încercat deromânizarea populației prin scriere slavonă, prin vorbire, așa, câte limbi au, totuși s-a păstrat limba română într-un mod, cum ai spus, aproape mistic, aproape așa, minunat, pur și simplu, printr-o minune. Și acest lucru, mie mi se pare că se datorează tocmai celor care nu au avut așa de multă carte, dar au avut o foarte mare stabilitate. Așa este. Mari eroi, da? Din acest punct de vedere, ai supraviețuirii neamului românesc, chiar prin limbă, au fost acești anonimi, țărani, stabili în vatra satului românesc, care în obștea lor au vorbit în graiul străbun. Cum ai spus foarte bine într-una din cărțile tale, cum că cei mai mari eroi sunt anonimi. Nici măcar nu-i cunoaștem, poate îi bănuim. Așa, da, și dacă vom reflecta la ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918 și ne vom întreba, precum americanii, să zicem, care sunt părinții națiunii române? Ei bine, cei mai mulți părinți ai națiunii române, acestea a noastre de astăzi, sunt acești eroi anonimi, care acolo în vatra satului, înainte să aibă învățători și dascăli, au graiul românesc străbun, a fost ceva sfânt. Și asta observăm, dacă sunteți atenți și știți, și bineînțeles că dumneavoastră recunoașteți acest lucru, în perioada sărbătorilor de iarnă, în satele hunedorene, dar și de pe Valea Mureșului și județele Alba, încep să umble colindătorii. Textul colindei era sacru. Nu aveai voie să-l modifici cu o literă. Și vedem că sunt colinde în graiuri și cu expresii străvechi, cumva picate de negura viacurilor. E, vedeți, respectul sacrosanct față de limbă este poate echivalent cu respectul față de textul rugăciunii. Nu ai voie să schimbi nimic. Limba română pentru neamul nostru românesc a fost un dat sfânt și el a fost prețuit. Aș vrea să te întreb ceva mai așa, mai profan.
Spune-mi, cum se numeau acești oameni simpli care au fost la baza neamului românesc? Adică Ion, Gheorghe, da, da, Vasile, Pătru, da? Solomie, Maria, așa. Da, aveau nume pe care le purtăm și noi astăzi. Nume din popor, unele de inspirație creștină, unele de... Chiar pentru că mi-aduc aminte o anumită etnie care e în țara noastră, ce nume poți să își dea copiilor, a, te da, crucești. Da, după ce... starurile de cinema sau după mărcile de mașini, de mașini supărate. Da, asta e altă problemă. Audi 7, da. E un mod de a-și exacerba, știu eu, opulența... Numele românești au rămas și rămân. Au rămas și aici iarăși sunt, în legătură cu numele, ele sunt legate odată de creștinism, da. Și mai sunt legate și de strămoși. De exemplu, strămoși. I-a dat numele bunicului dinspre tată sau i-a dat numele unchiului care a căzut în război sau în semn de respect față de cineva care făcuse ceva pentru comunitate, știți? Eu, spre pildă, dacă vom remarca, începând din perioada interbelică, încep să apară nume, spre pildă, Decebal, la copii. Traian a fost și înainte de 1918 în Transilvania, pe bunicul meu, la Căma Traian, și fusese născut în Imperiul Austro-Ungar, a fost în primul... Dar știau ei de ce... Știau. Îl cheamă Traian? Noțiunea aceasta fusese introdusă încă din timpul școlii ardelene de la Blanș, când s-au resuscitat valorile antichității, iar la școlile bisericești, primele școli în limba română din lumea satelor, dascălul, adică preotul care era și dascăl, le povestea copiilor despre istoria neamului nostru și figura centrală a originii și rădăcinilor neamului românesc a fost Traian sau Bădica Traian, pe care îl găsim și în folclor. Și deci, dacă mergeți la țară și vedeți că sunt niște valumuri de pământ imense și în Oltenia și pe aici, prin zona Călan, Haței, domnule, ăsta e Troianu, adică o lucrare mare, defensivă, dar de cele mai multe ori s-a demonstrat că din timpul romanilor sau chiar înaintea romanilor. Când a fost o perioadă a vieții mele, am fost în însorita și foarte prăfuită Oltenie, unde am văzut niște oameni grozavi, am avut surpriza să constat că un domn, tot așa cu iubitor de istorie, mi-a spus, tu, pe tine te cheamă Adrian. Știi de ce te cheamă Adrian? Pentru că așa m-a botezat preotul și părinții. Zice, nu, ca să nu ți se maghiarizeze numele. Am rămas uimit, n-am știut. Bun, și numele este un nume și de împărat, este un nume latin, Hadrian, Hadrianus. Da, da, da. Și atunci am constatat că sunt multe nume românești care nu se pot maghiariza. Da, eu te contrazic. Ascult. Să nu uităm că un om de cultură și un poet ungur maghiar era Odi Endre și se scrie Adi, deci putea să spună Odi. Nu, chestiunea aici vine pe celălalt aspect. După adoptarea conformației dualiste în Imperiul Austro-Ungar, 1867, când se întâmplă compromisul Ausgleichu și Imperiul devine într-o formă unitar, statală, se divide în două, dar cu împăratul, lider suprem, încoronat ca rege la Budapesta și împărat la Viena, Imperiul Austro-Ungar. Imediat, bineînțeles că statul regal ungar ia măsuri de modernizare. Era sfârșitul secolului al XIX-lea. Și atunci stabilește ca limbă uniformă în administrație și învățământ limba ungară. S-au făcut și niște excese, pentru că să nu vă închipuiți că această maghiarizare și tendințele maghiarizării pe fondul modernizării regatului ungar de la 1867 până în 1918, să nu credeți că e avizat numai pe români. Și pe cei, și pe ruteni, și pe alții. Și pe bănățeni. Și la un moment dat, când apar instrucțiuni, după introducerea registrelor de stare civilă și a legii moderne de înregistrare a evenimentelor de stare civilă, apar instrucțiuni cu echivalări de nume în limba maghiară. Și atunci apar. Pe cutare l-o chemat așa, apare Pișta, pe altul așa, și îi face echivalențele acestea. După Marea Unire au fost probleme, pentru că ei fuseseră împroprietăriți cu acte de proprietate în timpul Imperiului. Apare în Cartea Fundoare și ei vreau să revină la numele originare, alea românești. Și după ce îi se transcrie numele corect, problema vine prin instanțe, ca să demonstreze că Popovici Ion era
Papianoș ăla care fusese maghiarizat, știți? Deci ia câtă, și o încregătură dintre asta juridico-administrativă. Că vorbeam noi totuși despre miracolul românesc carpatic. E, iarăși o zădărnicire a coagulării noastre într-o formulă politică a fost și sistemul feudal. Pentru că știți că sistemul feudal economic, da, bazat pe feudă, pe sesie, nobilul, stăpânul de pământ, el era, da, era liderul pe domeniul respectiv, da, ca și pe domeniul Hunedoarei. Unul dintre cele mai vechi recensăminte din România este, sau cel mai vechi cunoscut până acum, este Urbariul de la 1681-1682, pe care am avut onoarea să-l cercetez 2 ani de zile. Așa. Dar ăsta este un exemplu. Oamenii, indiferent că erau unguri, că erau sași, că erau greci, că erau români sau alte naționalități conlocuitoare, aveau condiția de șerp, de iobag. Și el avea niște, pentru uzufructul terenului sesiei iobăgești, trebuia să presteze, să dea taxă și să presteze muncă și să dea produse. Aceasta era relația economică. E, divizarea asta supraetnică, supra, deasupra limbii materne, că de fapt aspectul etnico-lingvistic ține de limba maternă. Ce învață pruncul? Limba vorbită în familie și care o învață de la mamă. E, relația aceasta economică a șerbiei era deasupra etnicității. Ori, asta a zădărnicit și la noi, dar și în alte părți din Europa, realizarea unei formule, unei formule politice pe bază etnică, națională. Ceasul de aur al constituirii de state-națiune a bătut târziu. Odată premisele s-au deschis după Revoluția de la 1848-1849, după Marea Revoluție Liberală Europeană, dar tonalitățile s-au dat atunci când conducătorii lumii ăsteia, conducătorii mai mult nevăzuți, au ajuns la concluzia că bătrânul continent european devenise anacronic, pentru că în centrul său crescuseră și dezvoltaseră niște imperii. Unul care bătea în retragere era pe cale de dispariție, era vechiul Imperiu Otoman. Mai erau vreo 3 imperii. Imperiul Habsburgic, care se erija, de asta dată Austro-Ungar, dar se erija ca moștenitor al coroanei Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană. Era Imperiul Țarist, care și acum, Federația Rusă, de fapt tot imperiul, numai că e de factură neosocialistă, neocomunistă. Și era Imperiul German, plecat, dezvoltat pe nucleul Prusiei și care devenise de un militarism excesiv. Și asta vom vedea, că după primul război mondial continuă până în timpul celui de-al doilea război mondial și asta se sparge de-abia la câteva decenii după încheierea primului război mondial. E, devenise anacronic continentul din perspectiva, să zicem, Statelor Unite ale Americii, care erau un stat federal. Și atunci soluția era aceasta, încurajarea națiunilor care viețuiau pe o întindere geografică relativ mare, de a se emancipa și de a se forma ca state naționale. Primul care dă tonul, dacă vom observa, este regatul italian. Piemontul încet, încet se eliberează de sub papucul, de sub cizma austriacă. 1859, războiul franco-italo-austriac sau austro-franco-piemontez. 1866, iarăși, ei și iau Lombardia înapoi și au Veneția, intră în primul război mondial, ies din neutralitatea lor și intră de partea Antantei, italienii, și mai câștigă ce aveau de câștigat. Da? Celelalte, imperiul austro-ungar sau vechiul imperiu austriac, deja era un imperiu anacronic pentru că el era un imperiu multinațional și nu putea să-și rezolve problema naționalităților din imperiu. Au existat proiecte. De exemplu, după dualism, oamenii politici cehi au reclamat să se facă un trialism, să fie austro-ungaro-cehesc. Numai că parlamentul și decidenții de la Budapesta au fost cu o influență atât de mare în zona puterii imperiale, poate și prin împărăteasa Elisabeta, da, până la asasinarea ei. Corect, corect. Încât nu li s-a permis cehilor ca în 1871-72 să-și realizeze acest vis. El a trenat până după primul război mondial, când concomitent cu noi și își creează un stat național, unitar. A existat un proiect de inspirație americană. Bănățeanul A.C. Popoviciu, la un moment dat, fiind el prins în cercul
politic de la Belvedere, cercul de la Belvedere, da, era patronat de arhiducele moștenitor Franz Ferdinand, cel care a fost ucis la Sarajevo. Și acolo oameni și din francmasonerie și oameni din lumea politică, da, cu vederi înaintate, cu vederi liberale, cu vederi progresiste, s-au coagulat ca o alternativă față de viziunile îmbătrânite ale bătrânului împărat Franz Iosef. Numai că neșansa noastră a fost acest arhiduce devenise incomod pentru mulți, inclusiv pentru sârbi, că noile teorii, nu ale conspirației, ci noile teorii istorice susțin că atentatul și culpabilitatea dată pe sârbi a fost doar una de suprafață, de pretextualizare. Interesele au fost altele, de a-l elimina. El trebuia să dispară. Așa. De pe scenă. Acesta, A.C. Popoviciu, vine cu acel proiect și elaborează o carte în limba germană, Statele Unite ale Austriei Mari, în care el viza o federație de state pe criterii de autonomie etnică și, dacă vom observa, cumva, viziunea lui A.C. Popoviciu, care nu a fost luată în seamă niciodată, pentru că susținătorul său murise, coincide cumva pe cea a comunității europene de astăzi și pe cea asupra căreia s-a străduit, să zicem, ultimul descendent din familia Habsburgilor, Otto de Habsburg, acum câțiva ani trecut în neființă, care a fost unul dintre arhitecții comunității europene de astăzi. Vedem că tot ce-i nou a mai fost odată și se găsește rădăcini în trecut. Deci asta, am discutat despre neam, despre lipsa de conjunctură istorică de a ne coagula într-un stat de sine stătător românesc. Vom vedea că cei care au strâns la oaltă românitatea totuși au fost biserica. Și apare la conjuncție cu secolul luminilor și chiar în secolul luminilor prima dată acest aspect de națiune bisericească. Adică românul era creștin, dar ce fel de creștin era el? Care a rezistat și reformei religioase de tip luteran și de tip calvin. Ortodoxia a rezistat. Da. Proiectul care a reușit aici a fost cel al unirii cu Biserica Romei, greco-catolicismul, dar cum? Cei care l-au implementat au spus, vă păstrați toate riturile ortodoxe, răsăritene, a idoma fără să le schimbăm. Cu o singură diferență, cu câteva mici diferențe. Una, întâi stătătorul bisericii este papa și alte aspecte care nu țineau de rit și de cult. Dar ce a adus de fapt? Nu discutăm despre, cum să zic eu, culisele, culisele politice ale proiectului greco-catolic vizate de Casa Imperială de Habsburg. Nu ne referim la asta. Dar a adus altceva, ceea ce Iobagu, ortodox, indiferent că era sârb, că era croat, că era român sau sas, nu avea la dispoziție. A adus emanciparea, pentru că prin legile Imperiului s-a specificat toți cei care trec la religia unită cu Roma, sunt eliberați din șerbie, copiii au avut acces. Era foarte tentantă, mai cu seamă că în secolul XVIII, în Transilvania, religia ortodoxă nu era recunoscută prin lege, era doar tolerată. Până târziu, când a dat Iosif al II-lea edictul de toleranță religioasă, până atunci noi am fost doar o religie tolerată. Și eram numiți, foarte interesant, chiar să zicem de către ceilalți, de romano-catolici, unguri. Eram numiți schismatici. Și așa și este o sintagmă într-un document medieval folosit ca titlu de carte de către domnul academician, rector, profesor universitar, dr. Ioan Aurel Pop de la Cluj și și-a intitulat cartea traducând un paragraf dintr-un document medieval. Din mâinile valahilor schismatici, referindu-se la cum o putere organizată militar și statal, dar și bisericesc, precum regatul ungar, a putut să-și facă transferul de la vechile forme de organizare voievodale către a aduce voievodatul Transilvaniei în area de vasalitate și de dependență față de regatul ungar. Pentru că vom vedea că în istoria noastră, din Evul Mediu și până în modernitate, Transilvania a fost voievodat, vasal și în legătură cu regatul ungar, a fost după aceea când, după Mohaci, când Pusta Maghiară a fost transformată în pașalâc turcesc, de fapt ca și Banatul, Transilvania a fost principat autonom, da, noi n-am fost niciodată ca o Elveție, plăteam tribut turcilor și mai făceam jonglerii între Habsburgi și turci, la fel cum și Mihai Viteazul a văzut acea scânteie. Stimate coleg, aș vrea să revenim, din păcate timpul ne împinge neprezent. Și aș vrea să
deși este absolut fascinant tot ce îmi spui, să știi, parcă e așa un bas frumos, care te cuprinde. Aș vrea să îmi spui când apare prima dată ziua națională, conceptul de zi națională. La români. Da. La români, conceptul de zi națională da. Apare legat foarte clar de venirea principelui străin în țară. Știm că la 10 mai 1866, principele Carol, viitor de România, sosea, punea piciorul pe pământ românesc. Bun. Cum să zic eu, dacă în centrul Europei puteam să vorbim despre imaginea bunului împărat, a părintelui națiunilor. Da. Fie că a fost împărat, fie că a fost și împărăteasă, că și Maria Terezia era văzută ca o maică a tuturor, la fel ca și împărăteasa Rusiei. Dar a fost... Măicuța noastră, da. Da? A fost o imagine nu mitică, dar a fost o imagine deosebită a regelui ca părinte al națiunii. Și asta amplificată în special după 1877-1878, după cucerirea independenței de stat, dar și după proclamarea României ca regat. Noțiunea de rege era încetățenită în mintea românilor? Eram obișnuiți noi cu această noțiune? Noi, transilvanenii, eram obișnuiți cu noțiunea de crai, da. Cu noțiunea de împărat. Da. Pentru că vrând nevrând, până în 1918 am făcut parte transilvanenii, bănățenii și bucovenenii din alt tip de stat și de societate. În afara arcului carpatic, până la venirea principelui străin, cu toți voievozii, cu toți principii, cu toți conducătorii, cu toți domnitorii fanarioți care au fost înainte, noțiunea de rege nu, în mentalul colectiv nu exista. Exista probabil, să zicem, aceea de împărat la de la Țarigrad, din Constantinopol, orașul împăraților. În acest aspect al etnologiei, în tradițiile străvechi care circulau, baladele populare, exista percepția de împărat, da, referitor la țarul Rusiei, crăia rusească, la sultan, să zicem, că noi am fost dependenți. Multă vreme, cele două principate extracarpatice de Imperiul Otoman. Însă, în țară, nu a existat o regalitate până când, într-adevăr, într-un moment de aur al existenței noastre, după ce Alexandru Ioan Cuza și-a făcut datoria, mișcarea aceasta politică, noi nici nu puteam supraviețui aici dacă nu aveam un principe străin, înrudit cu celelalte case domnitoare din Europa și aceste case să ne fie nouă garant pentru dezvoltarea noastră. De fapt, practic, asta a fost regele. Un garant a independenței noastre. Da, prima sărbătoare națională a românilor și a României a fost ziua de 10 mai, ziua când Carol întâi a pus piciorul pe pământ românesc. Și vom vedea că Marea Unire... De fapt, nu ar fi existat dacă nu s-ar fi constituit statul modern România. Ori statul modern România a fost constituit cu ocazia Micii Uniri de la 1859. Cealaltă treaptă a fost dobândirea independenței de stat. Deja eram un stat stăpân pe destinele sale și atunci, existând o Românie, chiar și extracarpatică, românii din Transilvania, din Bucovina și din Banat, dar și din Partium, din părți, din zonele Bihorului și Sătmarului, au avut către ce să vină, către ce să se lipească și să se coaguleze. Știți cum e? Dacă ești singur pe lume și nu ai... Nu? Trebuie să ai undeva un acoperământ, un acoperiș unde să tragi, unde să vii, unde să... Știi că acolo e casă. Da. Unde e patria. Deci noi am avut această șansă, dacă nu ar fi existat România, acest nucleu constituit la 1859, noi 1859. Nu am fi înfăptuit Marele Act Istoric de la 1 decembrie 1918, dar românitatea, neamul românesc, națiunea și România s-a construit prima dată în sufletele românilor și în mentalitatea lor. Vom vedea că după emancipările din secolul al XVIII-lea în Transilvania, prin școală,
adusă și de greco-catolici, dar și de ortodoxi, românii nu mai iau coasa și lancia să lupte cu stăpânirea. Ei încep să lupte pe calea petițiilor, pentru că se ridică o generație de oameni școliți și la suplex liberus balahorum la 1791 ei își cer drepturi politice argumentate pe ce? Pe limbă, pe istorie, pe teritoriul de locuire și pe alte argumente, chiar pe contribuția de români, adusă de români în război lungul și în latul. Iacătă, exista până la urmă conștiința de neam, deja s-a transferat identitatea națională în perimetru politic și prin asta s-a coagulat o națiune politică. În tot secolul XIX apare lupta pentru emancipare națională a românilor, așa de bine afirmată la Blaj în 1848 la cele două adunări programatice pe Câmpia Libertății. Și mai mult, în contextul dualismului austro-ungar, rezistența națiunii și lupta sa se transferă și se transformă la alte coordonate. Vom vedea și vom asista la un Kulturkampf, la o luptă prin cultură, odată cu înfiriparea Astrei, cu înființarea de agențuri și de despărțăminte aproape în fiecare comună sau fiecare centru urban. Prin literatură, oamenii politici încep să aibă un alt comportament, oamenii politici români. Cele două biserici surori își dau mâinile, Șaguna cu mitropolitul de la Blaj, fac front comun pentru cauza națiunii române din Ardeal și Banat, devin căuzași în plan politic. Iacătă o luptă care până la urmă se încununează cu acest act de la 1 decembrie 1918. Nici nu puteau regele, dar și clasa politică, nu cea filogermană, ci clasa politică de pe malul Dâmboviței, să rămână indiferentă când au văzut că există emulație. Și dacă vom observa până la primul război mondial, chiar în planul informațiilor, s-au construit și s-au constituit agenturi. Președintele Băncii Naționale a României, primul președinte al Băncii Naționale a României, mai longeviv decât actualul Muguri Sărescu, așa a organizat rețele de informații, rezidența principală era la Sibiu, în hotelul Împăratul Romanilor, prin care odată se lua pulsul, se țineau contacte cu oamenii politici din Transilvania, dar li se punea, din resursele financiare ale regatului vechi a României, li se puneau la dispoziție fonduri pentru a organiza și susține mișcarea politică în Transilvania și în Banat. Am înțeles. Iacătă, icebergul până la urmă are o parte mult mai ascunsă sub apă și, de fapt, elevația politică a actului istoric de la 1 decembrie 1918 comportă acțiuni, rememorări și contribuții pe care la o primă vedere, noi nu le putem bănui. Revenind, să zicem, la ceea ce s-a chemat primul război global, marele război, primul război mondial, că din 2014 până în 2018 noi tot comemorăm și vom comemora un veac de la consumarea acestui cataclism mondial. Dar, de pe urma sa, și noi am avut de câștigat, datorită faptului, atenție, că noua politică, de fapt globalizarea atunci începe, în plan politic, noua politică internațională a fost pentru prima dată coordonată de Statele Unite ale Americii. Am înțeles, aș vrea să, mai avem mai puțin de 2 minute din această emisiune și aș vrea să te întreb de când sărbătorim Ziua Națională pe 1 decembrie? Ziua Națională pe 1 decembrie o sărbătorim din 1990, după Revoluția din 1989. Înainte au existat câteva repere, dar celebra dată de 23 august, care se raporta la anul 1944, când, de fapt, atunci a fost o lovitură de palat, a fost revoluție de eliberare socială și nu știu ce, știți? Deci că a avut diverse terminologii în funcție de stadiul paroxistic al sistemului comunist, la ce stadiu s-a aflat el. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră și cum am afirmat și eu aici, da, pe 1 decembrie sărbătorim din anul 1990, pe 1 decembrie 1918 la Alba Iulia s-au prezentat ca delegați politici, 1228 de delegați cu credenționale, îndrituiți cu acte să reprezinte voința poporului, peste 100.000 de oameni erau pe platoul romanilor și din acești 1228, 165 erau din
Județul Hunedoara, cea mai numeroasă delegație. Am înțeles. Ne vom opri aici, stimate domn, e fascinant exact tot ce-mi povestești. Dragii mei, astăzi Dorin Petresc, doctor în istorie și un român cu inima adevărată, ne-a reamintit încă o dată prin ce am trecut noi românii până am ajuns aici unde suntem. Vă mulțumesc pentru atenție. Îi mulțumesc distinsului meu coleg pentru această prelegere foarte, foarte frumoasă și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere! Ne vom întâlni mâine, Ziua Națională a României.